Cam atât despre Ancu. Da. În 1924 s-a celebrat 100 de ani și atunci a venit regele Ferdinand, primul ministru, tot cabinetul, care a fost patriarhul, parcă era Miron Cristea, și i-au făcut o vizită la, aici în biserica are mai mult de 100 de ani. Da, asta biserica e construită între 1996. Biserica veche, care a fost la mormântarea lui Ancu, nu se păstrează aici. Se vede, au vândut-o un pic mai departe la satul Lunca. Cum s-o vândă? Păi așa au fost vremurile. Așa au fost vremurile. Ca să ridice una mai frumoasă, ca să ridice mai falnică, una... nu? Adică să câștige și alții, nu mai țin. Ce voiam să vă spun despre, despre vizita regelui Iosef când a venit aici. Tot a încercat să-l întâlnească pe Ancu. Și s-a dus prima dată în Vidra, s-a dus la casa lui. Se pare că a fost întâmpinat de tata lui Ancu, i-a oferit un pahar de vin. Și-a întrebat cum de Iancu și s-a cerut scuze. Iancu, bineînțeles că nu era acasă, atunci și-a trimis reprezentanții regali să caute pe Iancu, pe toată zona asta care v-am arătat-o, prin munții ăștia. Până la urmă l-au găsit și regele voia să-i mâneze o decorație, pentru că a luptat contra maghiarii. Și Iancu a avut așa un moment de mare român și a zice că un om nebun, cu un împărat mincinos, n-am ce să-și vorbească. Nu se întâlnesc. Și nu a reușit să-l întâlnească pe Iancu. Deci a întors spate. Imediat după această vizită, într-un zi de sâmbătă la Hălmagiu, de târg, Iancu a fost arestat. S-a găsit motivul ăsta pentru că a întors spatele. Vă dați seama că a fost un afront mare. S-a ridicat toată lumea din târg și după câteva ori a fost eliberat. Deci a fost chiar dacă el în ultima perioadă a avut acele mari tăciri, în ultima perioadă a vieții, a fost un simbol, așa cum rămâne și acum pentru noi. Bine, nu trebuie să ducem treburile astea la extremism, dar Iancu rămâne pentru ardeleni un column. Pentru români. Ca să zicem... Da. Special pentru ardeleni. Special pentru ardeleni, pentru că noi am trăit. Noi, da. Ce se întâmplă? E foarte greu de înțeles, poate că în principatele române s-au mai putut construi o biserică, s-au construit biserici, s-au construit mănăstiri, s-au construit, avea în limba română. Vibreanu. Da. Noi am avut mai multe probleme aici. Și noi ne bucurăm când cineva vine și ne înțelege. Nu toată lumea înțelege ce s-a întâmplat de fapt în Ardeal. Această biserică, de ce... importantă, e biserica cu tricolor. Are picat pe trei coloane în interior, tricolorul românesc. Deci înainte de 1918. Foarte. Și era simbolul României. Ce a anticipat. Unirea dintre și nu numai în biserici, că o să găsim și în bisericile mai vechi, dar și costumul moțesc are acel tricolor, brâul de tricolor. Deci a fost o legătură tot timpul cu românii de peste munți. Ba, la 1877 s-au făcut și aici, s-au adunat bani, s-au adunat pachete, s-au trimis în țara românească și avem și noi un participant din Sfântul Urișca care chiar a participat, Pensu, care a participat la luptele de la plebe. Deci au fost niște legături între români și dincoacea și de dincolo. În 1840 cu Găniceanu, cu Dacia literară, în plan literar, anticipând... istoricul și politicul. Deci și dacă fost. Ar fi să ne plângem românesc, toți românii soarta, nu? Dacă ne uităm în comparație cu țările din vestul Europei, vom vedea că atunci când noi vorba aia ne reconstruiam din chirpiș căsuțele, ei își construiau catedrale de piatră. Da. Ei deja la 1100 aveau poate aveam au putut să construiască fiindcă am fost noi aici, fost cu o mână plugul și cu altă armă. De aia. Cu siguranță mai mari și mai falnici. Dacă nu era mai cu coloana îndoită, poate că nu-și construiau nicio catedrală. Aici a fost coronul tovarșul Nicolae Ceaușescu, aici în față, și la Revoluție niște deștepți lor scoși și lor duși și lor aprins. Nu trebuie. Bun, rău, face nu parte trebuia, din istorie, nu putem să ștergem. Acum vedeți că am început să regretăm. Da. Unde au fost? Acolo după reflectorul ăla. Era destul de gros, cam cât. Vezi, doamne, și acum sunt mare revoluționar cu scutiri de impozite. Și ați scos și pe ăsta lui Băzâncu. Nu trebuie să scos. Indiferent că tu ține politica numai el, s-a pus automatul ăla lui Băzâncu. Și ăla. Ăla e lui Băzâncu.
Care? A lui Iliescu sau Oscar? Iliescu? Ați fost pentru fiecare președinte câte un gorun? Ei l-au pus. Ne-am dorit. Iliescu l-a pus numai într-o anul trecut, în toamnă, nu știu ce s-a întâmplat, s-a uscat. Acolo vedeți. Deci ăsta e Lubăsescu. Ăsta e Lubăsescu. Ăsta? Ăsta de aici? Da. Da. Și ăla de acolo? Ăla din spate, în momentul în 2006, când a căzut această creangă, a venit primarul din comuna Horia și a dus un puie din Frasin. Horia, după cum știm, era și sculptor, adică sculptor, meșter de biserici. Da. Îi găsim biserica lui la Băile Olănești, acum făcute de el. Și atunci... Bisericuța din Ardeal era o poezie pusă la Olănești. Bisericuța din Ardeal, tu ai fost, ai fost al vremurilor. O știam pe de rost când eram în liceu, când mergeam cu tatea. Bisericuța din Ardeal, tu ești al vremurilor, semn. Am pus o să Regina Maria, generalul Berlo. În față avem pe Tit Liviu Oprișa, care a fost director la liceul din Brad, care este al cincilea liceu cu predare în limba română din Ardeal. Da. O să trece cu Lidia Brad. O să vedeți. Advocat. La noi se zicea arvocat. Și se zice. Advocat. Deci, aici advocatele, la noi arvocat. Exista... Are nume predestinat, Tit Liviu. Da, Ce să... Se termină bateria. Iulianus. Se termină bateria. Mergem la Baia de Criș atunci. Oprește. Ăla-i pe-al tău, da? Pute de învățătorul Camber, participant în al doilea război mondial. Da. În biserică se mai păstrează o coroană de la 1899, depusă de trei studenți pe mormântul lui Iancu. Scurtul, Novakovici și Stere se numeau, au depus acea coroană, bineînțeles că autoritățile maghiare au aflat, i-au urmărit, i-au judecat, au fost condamnați, dar au plecat în țara românească, la București, și s-au salvat de închisoare. Și păstrăm cu sfințenia aceea, pentru că a fost prima coroană depusă, da, primul gest de curaj. Primul gest de curaj depus de... Și era un român, un sârb și chiar un român. Da, așa. După nume. Românizați. Novakovici. No. Novakovici, da, poate avea ceva. O să mergem la Baia de Criș, o să vedem mănăstirea franciscană, o să vedem acolo niște, o să încerc să sun pe cineva, să vedem că sunt multe poze. El a făcut o casă moțească, dar nu prea arată moțească, dar are multe poze și atunci am mai povestit-o pozele acelea.